Acesta este inelul de logodnă pe care mi l-a dăruit răposatul meu soț, bunicului Victor Iosif. Poate că mă gândesc că e mai bine să fie băiat, pentru că așa o să mă înțeleg mai bine cu el. Pentru că se pare că mi-e imposibil să mă înțeleg cu o femeie. Eu zic să închidem cercul și să deveniți ceea ce este ideal pentru copilașul vostru. O să rog pe doctor să ne spună sexul copilului la următorul consult. Mulțumesc. Și iartă-mă. Și tu pe mine. Oh, Doamne, ce fericit o să fim toți aici. Cât mă bucur că la mic o să crească și sub ochii mei. Simplu și sincer. Gata! Gata, s-a instalat lângă piscină. Acolo unde e locul meu preferat, unde e colțișorul meu de liniște, unde îmi beau eu cafeaua. Mircea! Ha? Tu mă auzi? Da, dragă, cum să te văd? Păi, ce-am zis? Ce-ai zis? Zi ce-am zis. Ai zis? Ce-ai zis? Doamne Dumnezeule, și-a adus toate bagajele. Tu îți dai seama, Sergiu, că nu o să mai putem face un pas fără să știe. O să ne sufle tot timpul în ceafă. Ai să te ocupi de maică-ta, care s-a mutat dincolo la Violeta și e ca și cum ar fi ales deja câștigătorul. Sergiu! Sergiu! Ha? Fă ceva! De ce eu? Tu de ce? Tu? Pentru că e maică-ta. Pentru că e maică-ta. Mama? Mhm. Da, mama e mama. Da, e mama. Da, mă gândeam... Ia, nu mai gândi tu că te doare capul. Fă o să plece. Hai! Da. Cui scrii? Ha? Cine-i pisi? Cui scrii? Mircea, amantei mele. Cine-i pisi? Frații mei. Cine este pisi? Mircea Pop, frații mei. Mircea Pop, pisi. Aha, da, da. Măcar ai face și tu ceva interesant. Lasă că vezi tu. Băi, Mircea, ia stai, mă. Tu nu se mâni nici cu mama, nici cu tata. Te-a făcut mama cu sectoristul? Bolovan. Ah, e curent. Hai, te ajuns. Da. Dragii mei, voi ați înțeles de ce tatăl vostru a făcut ce a făcut? Nu știu, ca să ne terorizeze. Ca să ne pedepsească. Sergiu, ca să vă dea o lecție. Da, da. Și ne-a dat o lecție, a bătut șaua. Și-au priceput iepele. Parcă nu știa cu cine ne suntem căsătoriți. De ce trebuia să mai răsucească și cuțitul în rană? A făcut-o pentru Victor și pentru Vladi. Știa că Victor e un băiat inteligent și ambițios.
dar nu vrea să se căsătorească. Și de Vladi știa că e un pămpălău și că are nevoie de un imbold. Și de că de bine de rău, copiii ăștia au început să-și găsească fericirea. E adevărat că poate n-a fost cea mai corectă metodă, dar s-au trezit la viață și caută. Și dacă au norocul să dea peste ce am dat și noi. Ah, știu că vă place să râdeți pe tema asta. Dar, scumpul meu, uită-te la mine. Tu crezi că eu nu știu că tu o iubești pe Violeta, așa cum e? Că aveți aceleași gusturi, aceleași idealuri chiar. Și ea te iubește așa cum ești, cu toate calitățile și cu toate defectele tale. Și tu, puiule, crezi că nu știu că vezi în luminița aceeași actriță nebunatică de care ai fost îndrăgostit până peste cap și la care visai zi și noapte? Și dacă ea acum este mai neliniștită și mai îndărătnică, e tot ea. Și poate că e și vina ta că luminița nu-și găsește liniște. Și voi. Voi, dragii mei, voi care n-ați învățat nimic din experiențele voastre, voi ce așteptați de la copiii voștri? Ce pretenții aveți de la ei? Îi iubesc. Îi iubesc. Îi iubesc pe amândoi. Ca pe ochii mei din cap. Și Iosif îi iubea la fel. Și pe voi. Dar dacă voi ați renunțat la lupta pentru fericirea voastră, dacă sunteți atât de amorțiți la vârsta voastră, cum vreți să-i ajutați pe copiii ăștia să se căsătorească din dragoste, să-și crească copiii în iubire, să fie fericiți? Doamne, mi-e atât de dor de tatăl vostru. Mi-e atât de dor. Mm-hmm.